Thank you.
Dar într-o zi, Arhanghelul va suna cu trâmbița pentru toți cei ce au fost puși într-o groapă ca să se ridice. Pe norii cerului, nesupuși putrezirii și morții, transformați în trupuri cosmice, ca ale Domnului Iisus la înviere, ca să fie pentru totdeauna cu Domnul. Asta e speranța noastră. Așa trăim. Să vă uitați în sus. Iubită familie îndoliată, dragi prieteni și stimată audiență, suntem aici în seara aceasta pentru că, într-un fel sau altul, viețile noastre au fost marcate de copilul lui Dumnezeu, Mihai Sârbu. Suntem aici pentru că, într-un fel sau altul, viețile noastre au fost marcate de acest om deosebit care a fost soț, care a fost tată, bunic, mentor, evanghelist, păstor, predicator. Suntem aici ca și oameni care, într-un fel sau altul, l-am întâlnit pe acest om și poate că dacă nu l-ai cunoscut în niciun fel sau altul, poate că odată acest om, Mihai Sârbu, te-a apucat de obraz și te-a întrebat: cum mai ești, pocăitule? Ne aflăm aici, dragii mei, pentru a plânge cu cei ce plâng, pentru a fi alături de familia îndoliată, pentru a fi alături de sora Ani, de Mihai, de Mima, de familia lărgită. Suntem aici, dragii mei, pentru a plânge cu cei ce plâng. Dar în seara aceasta ne aflăm aici pentru a ne aminti de mărturia unui om, de mărturia frumoasă lăsată de un om care a acceptat chemarea lui Dumnezeu, care a predicat cu putere cuvântul lui Dumnezeu în vremuri complicate, un om care și-a iubit mult familia, și-a iubit biserica, i-a iubit pe cei de lângă el, iar acum se află acasă lângă Tatăl. De aceea, dorim ca seara aceasta să o închinăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare și am vrea să cerem binecuvântarea Domnului Iisus Hristos peste întâlnirea noastră și dorim ca acest serviciu de privechi să-L încredințăm în mâinile lui Dumnezeu. Așa că am să-l invit pe Rabbi Tim să vină aici în față și să ne conducă printr-o rugăciune de deschidere. It's an honor to join with you. Our congregation mourns and grieves with all of you as we remember the life of Brother Mihai. In Genesis chapter 23, in the first verse, it says, "And Sarah lived 127 years." And in Jewish tradition, we remember life. And in that verse, it tells us that she lived, but then it goes on to talk about her death. And today we remember life, and may our hearts be together joined in remembering life and recognizing that God is good always, no matter the circumstances. May our hearts be joined together in remembering a life well lived. Lord God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, we come to you in Jesus' name. And I thank you, Lord, for all that you have done. I thank you for life. I thank you, Lord, for a life well lived, for a servant after your own heart, for a man who served you wholeheartedly. And Lord God, we join our hearts together today to declare that you are good in all situations and in all circumstances. And we bless your name, we honor you,
and exalt you this night. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Așa cum stăm, vă invităm să cântați cu noi aceste cântări din seara aceasta. Sunt cântările pe care fratele nostru, Mihai Sârbul, le-a iubit. El le-a iubit așa de mult încât le-a repetat în predicile lui. Aș vrea să ascultați la cuvintele pe care spune aceste cântări, nu numai la melodie, ci la cuvintele care spun: nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, căci și eu sunt fiul său. Poate că în această seară ești fiul lui Dumnezeu și tu. De aceea ne bucurăm și plângem cu cei ce plâng. Poate că nu-L cunoști pe Domnul Iisus, dar în această seară te vei întâlni cu El. Vrem să cântăm împreună. Amin.
Așa cum stăm, vrem ca să recunoaștem pe Dumnezeu ca mântuitor al vieții noastre. Psalmistul spune în 62, dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inima, inimile înaintea lui Dumnezeu, este adăpostul nostru. Amin. Tu
locurile. În seara aceasta, alături de familia înduliată, alături de cei ce trec prin încercări, avem mai mulți musafiri de departe și de aproape, iar în momentele care urmează, o parte din ei vor aduce mărturiile lor, modul în care viețile lor au fost atinse de cel ce a fost fratele Mihai Sârbu. Fratele pastor Adrian Neiconi de la Chicago va avea o mărturie, urmat de fratele pastor Sorin Sabou, va avea o mărturie, iar mai apoi, din partea Uniunii Baptiste din România, fratele Mircea Filip va citi o scrisoare adresată de către pastorul Violel Iuga, după care vom asculta un duet spre onoarea lui Dumnezeu, cântat de Cristi și fratele Vali. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dragi credincioși, Hristos a înviat. Iubită familie Sârbu, dragă sora Ani, am venit de departe în seara aceasta cu gândul să vă fiu aproape. Cu dorința de a fi solidar cu voi în aceste momente grele și dureroase care însoțesc despărțirea de fratele Mihai. Dumneavoastră știți, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că atunci când un mădular din trup suferă, tot trupul suferă împreună cu el. Și atunci când o familie scumpă din biserică este îndurerată, îndoliată, toată adunarea este îndoliată. Și atunci când o biserică este cernită de durere, toată comunitatea de biserici rezonează cu durerea acelei biserici. E ceea ce se întâmplă astăzi aici la Phoenix. Însă dați-mi voie să vă mărturisesc că dincolo de tot și de toate, în seara aceasta eu sunt aici pentru că în urmă cu 24 de ani la Timișoara, tot într-o seară de primăvară, tot în contextul unei biserici, fratele Mihai Sârbu a fost acolo și pentru mine. Fratele Mihai este omul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să-mi deschidă ochii minții și să-L văd pe Hristos. Să-mi deschid ușa inimii și a vieții și să-L primesc ca Mântuitor și ca Domn. Miracolul întâlnirii mele cu Dumnezeu, bucuria mântuirii, eliberarea, tot ceea ce a urmat pozitiv în viața mea ulterior, totul este strâns legat de miracolul întâlnirii mele cu acest om al lui Dumnezeu, fratele Mihai Sârbu. Și mă gândeam zilele acestea că dincolo de impactul pe care viața și slujirea fratelui Mihai l-au avut asupra vieții și slujirii mele, numărul colosal de mesaje care au fost postate în aceste zile pe internet ilustrează impactul pe care viața și slujirea acestui om au avut-o asupra vieții și veșniciei atâtor oameni. Așa că în seara aceasta eu sunt aici, sora Ani, dragă familie, nu doar pentru a deplânge moartea fratelui Mihai, ci pentru a sărbători viața acestui om. Un om care a ilustrat prin viața lui modul în care puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită chiar și în slăbiciunile noastre. Un om plin de pasiune, de patos, de curaj pentru Dumnezeu. Mulțumim Domnului că ni l-a dăruit și mulțumim familiei că l-a împărtășit cu noi. Pentru ca în toți anii aceștia să fie așa o sursă de încurajare și de binecuvântare. Și dacă e un verset la care m-am gândit și care, în umila mea opinie, sumarizează pasiunea cu care fratele Mihai și-a trăit viața de credință și de slujire, acest verset este Filipeni, capitolul 1, versetul 21.
căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Amin. Pentru oamenii a căror viață este Hristos, chiar și moartea înseamnă un câștig. Pentru noi, plecarea fratelui Mihai lasă în urmă un gol imens. Pentru dumnealui, desprinderea din această lume plină de necazuri, descarcerarea din acest trup, supus bolilor și suferințelor, înseamnă un câștig. Și noi credem că este cu Domnul și cu cei plecați acasă înaintea noastră. De aceea închei spunându-vă, dragă familie, acest lucru. Chiar dacă poate că vă pare strident, dar voi și noi nu l-am pierdut pe fratele Mihai. Nu doar că nu-l vom pierde din memoria noastră, din inima noastră, dar nu l-ați pierdut pentru că pierzi ceva sau pe cineva atunci când nu mai știi unde este. Noi știm unde este. E tot în Hristos, dar de cealaltă parte a veșniciei. Și știm și calea care aduce într-acolo. Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Slăvit să fie Domnul. Amin. Îndurerată familie, dragi frați și surori, iubiți prieteni ai Cuvântului Lui Dumnezeu, sunt în această seară în mijlocul dumneavoastră pentru a vă aduce un cuvânt de solidaritate, de dragoste din partea tuturor celor 60 de biserici din Asociația Bisericilor Baptiste Românești din Statele Unite și Canada. Suntem aici pentru familia îndurerată, suntem aici pentru biserica ce și-a pierdut unul dintre păstori și suntem aici pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul. Pe fratele Mihai l-am cunoscut doar de la distanță, virtual, mesaje de încurajare, de sprijin, dar nu am avut niciodată ocazia să slujesc împreună cu dumnealui. Dar am următoarea convingere, că deși noi în această seară trebuie să încurajăm familia, trebuie să încurajăm biserica, am convingerea că dumnealui, la priveghi, ar vrea ca cei care nu-L cunosc pe Domnul să audă un mesaj care să îi atingă la inimă. În următoarele 3 minute dați-mi voie să împărtășesc cu voi cei care nu-L cunoașteți pe Domnul, un astfel de mesaj. Din partea Mântuitorului, în Luca 16, 19 la 31, avem o pildă. Pilda cu bogatul și Lazar. Pilda aceea este spusă de Mântuitorul cu următoarea învățătură. Orice om culege ceea ce a semănat. Cum își așterne, așa se culcă. Viața de aici o pregătește pe cea de dincolo. În al doilea rând, când se termină viața aici, poți ajunge doar în 2 locuri. În părtășie cu sfinții sau în pedeapsa focului. Și de unde ai ajuns, nu mai poți ieși. Apoi, în locul în care ai ajuns, nu poate veni nimeni la tine. Din locul în care ai ajuns, nu poți să trimiți pe nimeni la alții. Cu alte cuvinte, când s-a tras linia aici, tot ce urmează este definitiv. Definitiv. De aceea, una dintre întrebările de bază în această seară este următoarea. Cum ajungi în părtășie cu sfinții? În sânul lui Avram, la masă, cu patriarhii?
Dacă vei citi cuvântul acela din Luca 16, vei afla că împărtășie cu sfinții ajungi în urma pocăinței, ascultării și a credinței. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Iubită familie îndoliată, frați surori din familia New Life, frați păstori, frați americani, frați penticostali, creștini în Domnul, doresc ca să citesc un mesaj din partea fratelui Viorel Iuga, reprezentând Uniunea Bisericilor Creștin-Baptiste din România și cultul creștin-baptist. Dar înainte de aceasta, am mulțumirea în suflet că fratele Mihai e acolo la Domnul Iisus, pe care l-a iubit și l-a predicat o viață întreagă. Și în ziua de florii, Aline, dânsul era aici, unde stați voi acum? Și ce v-aș ruga în numele dragostei lui Iisus Hristos? Nu-i lăsați locul liber. Stimată familie Sârbu, Dumnezeu a decis ca alergarea fratelui Mihai să se încheie. Dumneavoastră rămâneți cu amintirile frumoase din familie, iar noi cu amintirile frumoase din slujirea fratelui în România. Ne rugăm Domnului să vă mângâie și să vă întărească convingerea că acolo unde sunt duși cei credincioși este mult mai bine. Credem că nu va mai dura mult și Domnul Iisus ne va aduna pe toți acasă. Până atunci să-i rămânem credincioși și inspirați din hărnicia înaintașilor să continuăm investiția în extinderea împărăției divine. Amin. Frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, ați rămas aici cu o misiune. Cu ajutorul celui veșnic viu, continuați să fiți alături de cei din familia fratelui Mihai Sârbu. Fiți o bună mărturie în familie, biserică și societate. Fiți model sfânt pentru semeni și binecuvântare divină pentru locul în care vă depănați vremelnicia. Dedicați-vă mai mult celui care a murit și a înviat pentru răscumpărarea noastră. Lucrați mai uniți, căutând pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Faceți tot ce depinde de voi, ca bisericile din care faceți parte să fie case de rugăciune, unde mulți să găsească odihna și liniștea sufletească. Lipiți-vă tare de bine, vegheați în mod permanent și acționați mereu în dragoste. Nu mai este mult și păstorul cel mare, Domnul nostru cel viu, va reveni să-și ia mireasa și să o ducă în glorie, să facem tot ce depinde de noi, ca momentul acela să ne găsească pe toți pregătiți pentru întâlnirea cu Creatorul și pentru răsplătire. Amin. Dragi ascultători, Biblia este adevărată, viața este scurtă și veșnicia este reală. La ceasul decis de Dumnezeu toți vom pleca. Știți înspre ce vă îndreptați? Și raiul și iadul sunt realități de necontestat. Dumnezeu ne iubește mult și dorește să ne aibă veșnic cu El în slavă. Pentru aceasta L-a trimis în lume pe singurul Lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care a venit să moară pe cruce și să plătească prețul iertării noastre. Nu negați realitatea și gravitatea păcatelor. Nu disprețuiți bunătatea Lui Dumnezeu demonstrată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu neglijați iminența plecării noastre în veșnicie.
dacă nu aveți păcatele iertate, dacă nu ați intrat într-un legământ personal cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, vă rog fierbinte, faceți-o acum. Pericolul de a petrece veșnicia în iad este așa de mare că nu merită să amânăm împăcarea cu Dumnezeu nicio secundă și Dumnezeu să lucreze. Amin. Frați, colegi, în sfânta slujire, deseori ne plângem de greutăți. Nu de puține ori ne gândim cu îngrijorare la ziua de mâine sau la anii care vor urma. Evanghelia pe care o predicăm este adevărată și în dreptul nostru. Viața și slujirea noastră sunt în mâna Domnului. Putem să ne facem planuri de viitor, dar să nu uităm că ziua de mâine nu ne aparține. Cât vom reuși sau nu să realizăm din ceea ce ne-am propus, numai Dumnezeu știe. Cât de credincioși suntem astăzi, depinde însă de noi. Atenționați de plecarea colegului nostru, pastorul Mihai Sârbu, vă chem să ne oprim puțin pentru cercetare, corectare și poate o rearanjare a priorităților. Să trăim fiecare zi cu mulțumire și cu responsabilitate. Să facem în așa fel ca, indiferent cât de rapidă și de apropiată va fi plecarea noastră, să ne îndreptăm spre cunună, lăsând în urmă un model frumos, o mărturie clară și o speranță temeinică. Să trăim evlavios, să fim harnici și să predicăm Evanghelia întreagă și nealterată, în puterea Duhului Sfânt, să ne facem slujba în așa fel ca toți cei pe care îi păstorim să fie pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul, Dumnezeul nostru. Amin. Cu prețuire, președinte, pastor Viorel Iuga. John Owen a fost cel mai important teolog protestant. John Owen a intrat la Harvard, la Oxford University la 12 ani și a luat masteratul, mai târziu și a luat doctoratul. A predicat în fața regilor, a predicat în cele mai mari catedrale ale Angliei. Și totodată obișnuia să se ducă să asculte cum predică pe John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului, când era mai bătrân. Și regele Angliei l-a întrebat odată, de ce te duci tu să asculți la predicile acelui tinichigiu needucat? Vedeți, John Bunyan nu a studiat teologia. De fapt, biograful lui a spus că predicarea lui John Bunyan a fost foarte mult legată de experiența lui de viață, pentru că a trecut prin foarte multe persecuții. Cunoștința lui de Biblie a fost o cunoștință experimentală. Și John Owen i-a răspuns împăratului Angliei, Charles al II-lea, și a spus așa ceva, care a rămas oarecum faimos în istoria bisericii. A zis așa, a zis, maestate, a zis, nu te supăra, dar aș renunța la toată erudiția mea dacă aș putea să predic cum predică acest tinichigiu. A spus, aș renunța la toată erudiția mea dacă aș putea să mișc inimile oamenilor. Așa cum le-a mișcat, cum le mișcă acest tinichigiu. Ca unul care, ca o familie care venim din același sat, ca și fratele Mihai Sârb, și fratele Mihai Sârb obișnuia să se laude oarecum sfânt câți lucrători au ieșit din știnăpași și cărbunari. Vreau să vă spun că prin ajutorul Domnului nu cred că a ieșit nimeni ca fratele Mihai Sârb, care a mișcat inimile oamenilor, slăvit să fie el. Știm și aici, și-au dat mărturia unii și își vor da mărturia și alții. A fost un om care a predicat pentru că a suferit pentru Hristos, a suferit cu Hristos, a dus o viață de suferință și Biblia pentru el n-a fost o cunoștință academică, a fost o cunoștință personală. Slăvit să fie Domnul și fie ca Domnul să mai ridice oameni ca el, evangheliști ca el pentru slava lui. Amin.
Din col de sare, eu dimineață, ai glorioasă, fără apus. Sfârșită-i truda și-a pentru că sanctuarul a devenit neîncăpător, vrem să-i rugăm pe cei de-ai casei să cedeze locurile musafirilor. Vă anunțăm că programul poate fi vizionat live în Fellowship Hall. Urmează acum să ascultăm două mărturii din partea una dintre prezbiterii Bisericii New Life, fratele Mircea Moț, iar apoi fratele Adi Stan, un apropiat al familiei Sârbu, va avea și el o mărturie. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dacă l-am fi întrebat pe fratele Mihai să-și facă o evaluare a lucrării, cu siguranță că ne-ar fi spus că n-a făcut decât ceea ce Domnul și Mântuitorul lui și al nostru l-a chemat să facă. Ne-ar fi spus cu siguranță că Domnul Iisus l-a chemat la lucrarea de vestire a Evangheliei, l-a echipat pentru aceasta și fratele Mihai nu a făcut altceva decât să asculte. De fapt, orice am putea spune că a fost bine, pozitiv, durabil în viața unui copil al lui Dumnezeu, al unui ucenic al Domnului Iisus Hristos, este o reflecție nu a lui, a personalității, a capacităților lui, ci a Maestrului, a Domnului, a Mântuitorului, cel care lucrează totul în toți. Și fratele Mihai a fost un copil al Domnului. A fost un copil ascultător al Domnului. Cum l-am cunoscut eu, ce aș putea spune despre el, cu siguranță că nu este necunoscut niciunuia dintre cei care au venit în contact cu fratele Mihai.
Două cuvinte. Întotdeauna gata. Întotdeauna gata să vestească Evanghelia, să cheme oamenii la pocăință, să proclame pe Iisus, singurul Mântuitor și singura speranță a sufletelor împovărate. Domnul a binecuvântat această lucrare și vedem și auzim mărturii binecuvântate. Și în această săptămână a fost o știre despre un paramedic care cu 27 de ani în urmă a salvat un copil născut prematur. 10 minute a suflat suflare de viață în trupul acelui copil care s-a născut la 7 luni, până când a început să-i bată inima și să respire copilul. Și după 27 de ani s-au întâlnit din nou. Familie îndoliată, sunteți întristați, suntem întristați. Dar fratele Mihai este acasă cu Domnul Iisus Hristos și cu siguranță cu cei care au mers înaintea lui și care au primit cuvântul ca urmare a mărturiei fratelui. Cum l-am cunoscut, întotdeauna gata să se roage, să mijlocească pentru alții. Am remarcat ușurința și libertatea cu care frații și surorile veneau la fratele și cereau să se roage cu ei. Pentru ei sau pentru cei dragi. Era o ușurință, o naturalețe cu care cererea era făcută. Știu aceasta pentru că am auzit nu odată, dar și eu am venit nu odată la fratele Mihai și am spus, frate, am următoarea problemă. N-am împărtășit-o cu ceilalți frați prezbiteri. Te rog să te rogi pentru mine în această săptămână. Am un munte de trecut. Și promisiunea rugăciunii de mijlocire era făcută și cu siguranță era ținută. Dar ce am admirat, am invidiat, era credința și urgența cu care fratele atunci și acolo se ruga. Fratele Mihai se ruga nu numai în cămăruță cu frații și surorile, nu numai în camera de sus, ci se ruga și aici în față, se ruga și în spate, se ruga și în parcare, se ruga și la începutul bisericii și la sfârșitul bisericii, întotdeauna gata să mijlocească. Mă rog ca întocmai cu mantaua lui Ilie a rămas lui Elisei când Domnul l-a luat la el, pe Ilie, Duhul de rugăciune, de mijlocire în rugăciune să rămână fraților care am slujit împreună cu fratele Mihai și bisericii din loc și tuturor copiilor lui Dumnezeu. Domnul a chemat acasă pe fratele Mihai și ne rugăm ca Tatăl tuturor mângâierilor să mânghe familia îndoliată, să mânghe familia bisericii, să mânghe pe toți cei îndurerați. Aș dori să vă las cu Psalmul 46, versetele 10 și 11. Un cuvânt pentru noi, pentru fiecare și un cuvânt și pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu, ce loc, ce timp mai bun decât acesta. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Domnul să vă mânghe, Domnul să ne mânghe și numele Lui să fie slăvit în toate. Amin. My deepest and most sincerest condolences to the Serbo family. Frate Mihai, you never shook my hand, and you always pinched my face, and it was harder and harder every time you did it, and you always eased my problem with something more powerful. You never shook my hand because you always grabbed it and gave me the warmest hug. You always pinched my face with all your strength because you loved me, and you always eased my problems with a prayer. You always stopped everything and prayed for me. Words cannot describe what an impact you made in my life. Frate Mihai, I remember when you told my parents that you adopted me. I remember when you told me that you pray for me and Diana like you pray for Aline and Mona. I remember when Noah was in the hospital, his first 6 days, and called you and we prayed together. I remember all your blessings for our business and how you asked God to bless us financially so we can help others. Your priority in life was never you. It was always God and others.
You are truly a man of prayer. You left a big impact in my life, and you made me realize that I'm here to serve others. In the last 3 days, Facebook exploded with your pictures. People wrote you poems and have nicknames for you, like Poqueito. I would like to call you the man with a golden heart, because it was truly the strongest heart I've ever felt. Psalm 73, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Frate Mihai, I love you and I will forever miss you. Fratele Matei Buda va avea o mărturie și o poezie, urmat de fratele păstor Samuel Crișan, care va citi mai multe scrisori. Apoi, fratele păstor Nelu Tuțac din Lugoj va avea mărturie, urmat de fratele Nicu Chiera, prezbiter la New Life, și apoi corul bărbătesc va slăvi pe Domnul cu o cântare. Sunt peste 60 de ani de când l-am cunoscut pe Mihai, excluzând perioada de, hai să zic, de grădiniță și de primii ani de școală. Dar după ce am terminat împreună la Cluj facultatea, am venit fiecare, eu la Reșița, el la Hațeg, și de atunci, în drumul de care trebuia să-l fac mereu la Cluj, de unde era soția, ne opream la Păcliș, unde fratele era meteorolog, și s-a legat o prietenie deosebită între noi. Dumnezeu l-a folosit în toți anii aceștia, a fost, aș putea să spun, sfetnicul meu, a fost omul la care, așa cum a spus și fratele înainte, când aveam nevoie, mă duceam, roagă-te pentru problema asta, asta. Ultimile vorbe care le-am schimbat împreună, a fost acum vreo 3 săptămâni, și după ce am vorbit și spunea că o să aibă și o operație, în fine, mintea mea s-a dus la altele. El a zis, acum hai să ne rugăm pentru voi. Și ultimile vorbe care le-am auzit din gura lui a fost rugăciuni pentru mine și pentru familia lui. A fost un fel de rugăciune a Sfinților, pentru că știam că El întotdeauna își ține cuvântul, simțea cu noi pentru orice problemă, și nu numai cu noi, pentru toți. Și două cuvinte aș vrea să le lămuresc cumva, pe care când l-a întâlnit nu i-a spus, Pocăitule. Noi eram obișnuiți în timpul comunismului cu când îi spunea cineva, mă, Pocăitule, era un fel de cuvânt de bajocoră. Pentru fratele Mihai, era un îndemn, de fapt, la cercetare. Când ți-o spus, Pocăitule, după aceea, tu trebuia să te gândești, mă, eu sunt cum a zis el? Ce trebuie să schimb în viața mea ca să pot să fiu ceea ce el m-a numit? Și a fost un îndemn. Și de-abia aștept să mai fie cineva să mă provoace, Pocăitule. Un alt cuvânt care îl avea și l-am întâlnit mereu pe Facebook, cum avea unul ziua de naștere, apărea acolo tone de binecuvântări din partea lor. Nu binecuvântări, tone. Pentru că asta era dorința lui, să fim binecuvântați de Tatăl. Și tot acum pe Facebook, mai zilele trecute, după ce fratele a trecut la Domnul, spunea că versetul lui preferat, deși eu nu cred că el a avut un verset preferat, el a avut toată Biblia preferată, dar spunea că versetul lui preferat a fost din Psalmul 90, versetul 12, în care omului Dumnezeu Moise spune că învață să-ți numeri bine zilele, ca să capeți o inimă înțeleaptă. Poezia
scurtă care urmează, se intitulează Linioara și are ca moto exact aceasta. Capitolul 90, versetul 12 din Psalmi, un psalm al lui Moise. La moartea unui bun prieten, un om odată a vorbit și cu ochii înlăcrimați, el anul nașterii a citit. Privind spre piatra funerară, s-a referit la ce scria și a zis: urmează o linioară și anul morții după ea. E doar o scurtă linioară, dar e viața ce a trăit. Și câtă importanță are, o știu a cei ce l-au iubit. Căci nu contează cât avem, case, mașini și bani din plin, ci cât pe alții iubim și cum pe alții îi slujim. Deci stai și te gândești adânc, oare ai ceva ce poți schimba? Căci nu știi cât s-au mai rămas ani din linioara ta. Oprește-te un pic și vezi ce e real și de folos, să înțelegi pe cei din jur, să fii la alții de folos, să arăți mai multă apreciere pe alții, să încurajezi, să prețuiești mai mult pe alții și dragoste să le arăți. Pe toți tratează-i cu respect și adeseori să le zâmbești, că linioara poate fi mai scurtă de cum te gândești. Când zilele anilor tăi ajunge vor la un sfârșit, oare ai fi mândru să citești cum linioara ți-ai trăit? Doamne, învață-ne, te rugăm, cu înțelepciune să trăim și bine să ne numărăm zilele ce le-am primit. Amin. Mulți dintre prietenii, apropiații și colaboratorii fratelui Mihai, mulți dintre cei a căror vieți au fost binecuvântate de persoana și slujirea fratelui Mihai și-ar fi dorit să fie în seara aceasta alături de sora Ani, Alin, Mihaela și familia îndoliată, dar din motive obiective n-au putut-o să facă, așa că și-au șturnut pe hârtie gândurile, încurajările, amintirile. Iar în momentele care urmează am să citesc o parte dintre ele venite din partea celor apropiați, familiei și a fratelui Mihai. Vă citesc un mesaj din partea fratelui păstor Sami Tuțac, prieten apropiat al familiei și pastor la Biserica Betel din Timișoara. Dragii noștri pocăiți, am primit cu întristare, dar și cu speranță, vestea plecării în veșnicie a dragului nostru pocăitul zis Mihai Sârbu. Am împărtășit-o și altora și ne-am rugat pentru sora Ani, pentru Alin, pentru Mihaela și pentru întreaga familie. Pocăiților, vă îmbrățișăm de departe și în Duhul nostru vrem să fim parte la durerea voastră, dar și la speranța revederii în casa Tatălui Ceresc, pe care pocăitul l-a slujit atât cât inima lui s-a încăpățânat să bată. Acum de departe, grație tehnicii avansate, vă privim, vă iubim și ne rugăm pentru voi. De asemenea, aș vrea să vă împărtășesc câteva adevăruri pe care pocăitul le-a trăit și care i-au dat putere să slujească pe Domnul și atunci când era fără putere. Am fost făcuți de Dumnezeu și pentru Dumnezeu și doar când vom înțelege adevărul acesta, viața noastră va avea sens. Nimic nu este mai important ca și cunoașterea scopurilor lui Dumnezeu pentru viața noastră și nimic nu poate compensa necunoașterea lor. A trăi pentru gloria lui Dumnezeu este cea mai mare realizare pe care o putem înfăptui cu viețile noastre. Iar a ne încrede pe deplin în Dumnezeu înseamnă să credem că El știe ce este cel mai bine pentru viața noastră. Nu am fost așezați pe pământ pentru ca alții să-și amintească de noi. Am fost așezați aici ca să ne pregătim pentru veșnicie. Pocăitul a trăit, a slujit, a predicat, a iubit, a îmbărbătat, a alergat, a ridicat, a sacrificat, a cântat, a plâns, a râs, a luptat, s-a rugat, fiind conștient de ani de zile că poate fi pentru ultima dată. Pentru mine și pentru mulți alții,
Pocăitul a fost un adevărat frate în Hristos, un model și o încurajare de a continua în slujirea Domnului, în ciuda oricăror obstacole. Dragă sora Ani, Alin, Mihaela și voi toți ceilalți din familie, mă rog ca bunul nostru Dumnezeu și Tată să vă mângâie și să fie tăria voastră. Fiți binecuvântați și fiți pocăiți, Sami Tuțac. O altă scrisoare din partea pastorului Sorin Ciger, pastor la Biserica Sion din Sibiu, spun următoarele lucruri. Fratele Mihai Sârbu mi-a fost prieten și un bun sfătuitor. Cei care l-au cunoscut pot spune același lucru. Soția sa, mama Ani, este o femeie care și-a iubit soțul în momentele bune, dar și în cele mai grele. Și a fost o femeie credincioasă care l-a sprijinit în lucrare până moartea despărțit. Acum pocăitul nu mai este între noi. A plecat de vreme, zicem noi, însă tatăl a știut ceasul plecării lui. Suntem întristați și ne gândim că așa cum ni s-a adresat el, nu ne va aborda nimeni. Pocăitule, cum mai ești? Mă gândesc că oamenii de valoare se răresc și dispar din lumea aceasta plină de amărăciune. Am văzut mesajele de apreciere, am fost surprins să constat că sunt foarte multe păcat, însă că ele nu mai poate... Păcat că el nu mai poate citi aprecierile noastre. Îți dai seama cât de mare a fost un copac doar după ce a fost doborât la pământ, spunea cineva. Fratele Mihai nu se mai poate bucura de aceste mesaje. Cred că ar fi fost încurajat mult mai mult dacă în timpul vieții lui ar fi aflat câți prieteni are și cât îl apreciază aceștia. Era mai de folos atunci decât acum. Pentru fratele Mihai nu mai au nicio valoare cântarea, predicarea, rugăciunea, aprecierea, laurii, florile, coroanele, pledoariile pompoase. El a rămas smerit și l-a slujit pe Dumnezeu cu bucurie. Și când a fost și când a fost susținut și încurajat. M-am întrebat de ce trebuie să plece un om al lui Dumnezeu ca să fie apreciat? De ce trebuie să fie doliu în casa cuiva ca să sensibilizeze inimile noastre, chiar a celor care s-au purtat uneori ca vrăjmașii lui? Cred că este o lecție usturătoare pentru toți care nu știu să se poarte cu slujitorii Domnului, ci mai degrabă îi fac să lucreze suspinând. M-aș bucura mult în aceste momente de amărăciune să învățăm să ne purtăm cu slujitorii Domnului, să fim mai atenți, să nu întristăm grăbindu-le plecarea. Sunt convins că și fratele Mihai a adunat multă amărăciune știută doar de el. Iar acum ce facem noi cu cei rămași? Oare vom învăța noi lecția aceasta vreodată, lecția respectului față de oamenii lui Dumnezeu? Sigur, după 3 zile fiecare își va vedea de drumul lui, se va așeza uitarea și amintirile din când în când ne vor pătrunde ființele. De la cimitir, după mână strânsă, familie îndoliate, își vor vedea de drum toți. Mama Ani se va întoarce acasă, în doliu, într-o casă goală și va încerca să depășească momentul, dar hainele fratele Mihai, papucii, cărțile, Biblia, ochelarii lui, toate se vor transforma în picături amare datorită despărțirii. Ce veți face? Veți fi alături de mama Ani, o veți chema la masa dumneavoastră pentru a ieșura singurătatea? Veți întreba de nevoile ei, veți fi gata să-i luați poverile? Iubiți-o așa cum v-a iubit Hristos. Nu ezitați să o întrebați, dar nu rămâneți la un zâmbet, la cuvinte, ci mergeți mai departe. Ea a rămas singură. Nu mai are pe cine să se bazeze momentele grele, nu mai are cu cine să zâmbească în timpurile frumoase. Partenerul ei de-o viață a plecat. Până la revederea cu pocăitul, are nevoie de noi. Când va sosi momentul acela și sora Ani va păși pe porțile împărăției, Mântuitorul o va întâmpina alături de fratele Mihai. Dar nu așteptați acel moment ca să vă exprimați mesajele frumoase, gesturile de încurajare și faptele creștinești, fiindcă va fi prea târziu pentru ea. Așteaptă-ne, frate Mihai! Vom ajunge și noi, Sorin Ciger, 28 aprilie 2017. Acum din partea unui colaborator, John Weaver, former pastor, The Church on the Hill, San Ramon.
In life there, there are few people that when you meet, you know this will be a lifelong friend. From the moment we first met, Pastor Mike and I had a kindred spirit that caused a deep and lasting partnership in ministry and friendship in life. Pastor Mike had a great love for God and for people. When we first arrived in Hatzeg, we walked around the town and people came up to Pastor Mihai and Anna, constantly asking for help, prayer, and walking away with the love of God, and he and Anna gave to them thoughts, prayers, words of encouragement, money, and bread. He and the board of Golgotha Romanian Church came to the church on the hill in San Ramon around 1999 and asked if Golgotha Romanian Church could meet at our facilities. We said yes, but our vision was to see each church as part of the kingdom of God, and therefore we needed to mix our services from time to time to help the people learn to love each other. That is what happened in our churches. We worshiped together, we grew together, and we enjoyed a very close bond for many years, resulting in the church on the hill taking 4 mission trips to Romania, led by Pastor Mike. Pastor Mike and Anna took us all over Romania to churches, large and small, as well as visiting children's homes and seniors' homes and bringing them gifts to help them in their needs. We preached together. We prayed together and gave to the needs whenever we saw it could make a difference. We even raised enough funds to replace a lady's house that had been destroyed by a flood. We will miss Pastor Mike greatly. He was one of my best friends, always encouraging me and believing in me. We are comforted, however, in knowing he is celebrating in heaven, and we will reunite one day soon. Our prayers and love to Anna and her wonderful children and family. God bless you all, Pastor John and Diane Weaver, colaborator cu fratele Mihai pe câmpul Evangheliei în România. Și ultima scrisoare din partea familiei Duculescu, familia apropiată familiei Sârbu. Iată ce spune: aș vrea și eu să fiu chiar acolo în aceste momente. Să plâng cu voi și să vă țin în brațe. Sunteți familia mea din vremea copilăriei. Amintesc când fratele Mihai a venit în Hatzeg și s-a căsătorit cu Ani. Mă amintesc cum mergeam la ei la bloc imediat după ce s-a născut Alin și Ani mă lăsa să stau lângă ea când îi făceam băiță seara după ce l-a dus de la spital. Apoi a venit Mima și an după an făceam vacanțele împreună și viețile noastre erau legate într-un mod atât de minunat. Mă amintesc cât de mult îl admiram pe Mihai și Ani pentru modelul de căsnicie ideal ce l-aveau. Atâta tandrețe, blândețe, bunătate, înțelegere, rar sunt întâlnite în secolul în care trăim. Îi iubeam nespus și această dragoste doar a crescut cu timpul. Cum aș putea uita acel strâns de obraz unic al fratelui Mihai în timp ce îmi spunea: măi pocăit-o, măi, ce mai faci? Strângea foarte tare și chiar după ce am ajuns eu, om mare, tot așa mă strângea când ne întâlneam. În valisie enorm. Ani și Mihai lucrau amândoi în Păclișa. Fratele Mihai la stația meteo și Ani la farmacia centrului de copii cu dezabilități de acolo. Cele mai fericite zile erau cele în care aveau vacanță și puteam să merg cu ei la Păclișa și să petrec ziua cu Ani la farmacie, unde mă lăsa să pregătesc pungulițele cu medicamentele și să ajut la pregătirea condicii pe acea zi. M-au tratat ca pe fica lor, întotdeauna. M-au cucerit cu totul în acei ani de atât de importanți în formare și nu voi uita niciodată seara când la începutul anului 1986, la predica dânsului, eu m-am predat cu totul Domnului în acea bisericuță super aglomerată de la marginea Hatzegului. Tata a fost fericit că la primul botez ce l-avea în noua lui slujire la Biserica Betel din Timișoara, pe 1 iunie 1986, eram și eu printre cei candidați. Ca și tata, fratele Mihai era un evanghelist de excepție și în urma lor sunt atâtea destine schimbate, vieți transformate, suflete salvate de la moartea veșnică.
Eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată astăzi pentru că a existat acest mare om al lui care a avut un așa impact în viața mea. Vreau să vă mulțumesc vouă, scumpii mei, Ani, Alin, Mima, pentru că l-ați împărțit cu fiecare dintre noi, cei care astăzi suntem mai goi și mai săraci prin plecarea lui la cer. Toți colegii mei de la Asociația Iisus Speranța României și fiecare membru al familiei Dugulescu vă prețuiesc nespus și să roagă pentru voi ca cel căruia fratele Mihai a slujit toată viața să vă întărească și să vă poarte pe brațele sale și să vă umple inimile de pace și credință. Căci El are victoria asupra morții și știm că dragostea e mai puternică decât moartea. Fratele Mihai ne-a învățat să iubim cu dragoste necondiționată și plină de sacrificiu a Domnului Iisus. Ne-a predat nouă responsabilitatea de a duce mai departe vestea cea bună Evangheliei la oamenii care așteaptă să-L cunoască pe Hristos. Dacă l-am iubit pe fratele Mihai, trebuie să-i continuăm misiunea și să fim vocea lui în această lume ce aleargă cu pași grăbiți spre pierzare. Atunci el se va bucura din slavă și într-o zi vom avea parte de aceeași primire specială în glorie. Nu te vom uita niciodată, frate Mihai. Rămâneți viu în mintea și sufletul nostru, o inspirație pentru generațiile viitoare și o mărturie a puterii colosale ce o are credința vie și trăirea în ascultare de Hristos. Vă rămânem pururi recunoscători și de aici înainte vom trăi cu dorul revederii la acele țărmuri. Pentru voi, familia noastră scumpă, să știți că vrem să vă fim alături clipă de clipă. Pentru că în vremuri ca și acestea, faptele sunt mai de preț decât vorbele. Cu toată dragostea și prețuirea, Ligi, Ina, Cristi, Iunis, Mărioara Dugulescu și echipa Iisus Speranța României, Timișoara. Amin. Sorani, Alin, Mihaela, iubită familie îndoliată, dragi colegi, dragi frați și surori, stimați creștini, este o durere și pentru noi cei de la Lugoj. Plecarea în veșnicie a fratelui Mihai ne-a luat prin surprindere, însă în seara aceasta sunt în acest loc ca să aduc cuvinte de mângâiere din partea unei biserici pe care Mihai a slujit-o cu foarte mult devotament, a vizitat-o de nenumărate ori, o biserică ce l-a apreciat și întotdeauna s-a rugat pentru lucrarea pe care el a făcut-o. M-am întâlnit ultima dată cu el în septembrie anul trecut la o nuntă la Timișoara. M-a îmbrățișat, m-a prins de obraz și m-a întrebat, pocăitule, când vin Arizona. Și am spus, frate Mihai, dacă Dumnezeu îngăduie, voi veni anul viitor, în luna mai, la o conferință organizată de Asociația Billy Graham la Washington. Mihai a zis, nu cumva să vin America fără să treci prin Arizona. În ultimele săptămâni am stat de vorbă de mai multe ori cu el și întotdeauna mi-a spus să vin Arizona înainte de a merge la conferință. Și mi-am luat biletul în așa fel încât să fiu în acest weekend împreună cu voi, să fiu cu Mihai. Însă Dumnezeu a îngăduit ca fratele Mihai, prietenul nostru drag, să plece în veșnicie. Aș fi vrut să încep mesajul meu cu un verset din cartea 2 Samuel și să-l parafrazez pe împăratul David care spune: mă doare inima după tine, Ionatane. Însă mă gândesc este mai potrivit să spun un verset din cartea profetului Daniel. Iar tu, Mihai, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. L-am cunoscut pe fratele Mihai înainte de Revoluție, dar am început să colaborez cu el din anul 1993,
atunci când am fost ales păstor în biserica din Lugoj. Mi-aduc aminte și acum că fratele David Nicola, colegul meu, a plecat pentru 4 luni în Statele Unite și eu am rămas singur, tânăr păstor neexperimentat, într-o biserică mare cu câteva sute de oameni și în vremea aceea Mihai Sârbu venea tot la 2 săptămâni să predice Evanghelia. În luna decembrie am organizat o săptămână de evangelizare și timp de o săptămână aproape nimeni nu s-a întors la Dumnezeu. În ultima duminică seara, Mihai venea de la Hațeg după botezul lui Alin, împreună cu grupul Harul, foarte obosiți, au venit să predice Evanghelia la Lugoj. A predicat cu putere și în seara aceea aproape 100 de oameni au ieșit în față și l-au mărturisit pe Hristos ca Domn al vieții lor. În anul 1994, la cele 2 botezuri pe care le-am avut la Lugoj și la care Mihai a fost alături de noi, 93 de suflete l-au mărturisit în apa botezului. Aș putea să spun multe lucruri despre cel care mi-a fost mentor într-o perioadă de timp, cel care a fost coleg de lucrare, mi-a fost prieten, dar aș vrea doar să subliniez câteva lecții pe care le-am învățat eu de la Mihai Sârbu. În primul rând am învățat importanța rugăciunii în bătăliile spirituale. Fratele Mihai ne-a învățat că orice luptă spirituală presupune rugăciune. În anul 2008, când organizam la Timișoara Festivalul Speranței, Mihai ne suna și pe mine și pe Sami, pe ceilalți implicați în lucrare, aproape în fiecare săptămână. Și spunea, mă rog pentru voi și aș vrea să nu uitați că marile bătălii spirituale se câștigă pe genunchi. Am învățat de la Mihai Sârbu pasiunea în evanghelizare. Nu cred că a avut România vreun evanghelist la sfârșit de secol 20 și început de secol 21 atât de pasionat în evanghelizare ca Mihai. Am învățat de la Mihai Sârbu claritatea în predicare. Noi, cei care suntem teologi cu licențe, unii masterate, doctorate, atât de mult complicăm teologia. Mihai, în orice predică, era foarte simplu, foarte clar și foarte aplicat. Mihai ne-a învățat să fim clari în vestirea Cuvântului Sfânt. Am învățat de la Mihai Sârbu sinceritatea în relații. Omul acesta și-a iubit colegii de lucrare, poate cum nimeni n-a făcut-o. Omul acesta a fost sincer în tot ceea ce a spus. N-a existat în viața lui fățărnicie niciodată. A fost sincer și ne-a învățat să fim sinceri. Am învățat de la Mihai Sârbu importanța locului în echipa de slujire. Mi-aduc aminte și acum că eram la un serviciu de ordinare împreună cu el și am ținut o predică intitulată Importanța jucătorului de pe banca de rezervă. Mihai Sârbu, în anul 1993, când a venit la Lugoj, mi-a spus, Nelu, să nu uiți un lucru. În lucrarea lui Dumnezeu există momente în care ești în prim plan, dar există și momente în care stai pe banca de rezervă. Să nu uiți niciodată că într-o echipă omul cel mai important este cel care stă pe banca de rezervă și care trebuie întotdeauna să fie pregătit atunci când marele antrenor îl invită să joace pentru împărăția lui Dumnezeu. Am învățat de la Mihai Sârbu zâmbetul în încercare. Omul acesta ne-a învățat să râdem și să zâmbim așa cum puține alții au făcut-o. Mi-aduc aminte de o misiune făcută în Moldova împreună cu alți 2 colegi. Tot drumul am zâmbit și am glumit, dar în același timp ne-am rugat și Dumnezeu ne-a folosit în lucrarea de acolo. Și am învățat încă un lucru de la Mihai. Am învățat nădejdea în moarte. Trec zile după zile și fiecare ceas mai smulge un fir de viață. Noi mergem mai departe.
și tot croind la planuri, deodată dăm de moarte. Mi-aduc aminte o predică din 88, când Mihai spunea: am venit la voi la Lugoș, dar era să plec la Domnul. Zilele trecute ne gândeam că Dumnezeu face o minune. Dar știți care a fost cea mai mare minune? Faptul că Mihai a supraviețuit atât de mult timp și Dumnezeu i-a dat atât de mulți ani ca să-l folosească pentru zidirea noastră și pentru câștigarea altora pentru împărăția lui Dumnezeu. A plecat dintre noi un mare om al lui Dumnezeu. Ne rugăm în această zi ca Dumnezeu să o mângâie pe sora Ani, să binecuvinteze Domnul copiii și să mai ridice Dumnezeu în poporul român oameni de talie spirituală, oameni cu pasiune pentru lucrare, așa cum a fost pocăitul Mihai Sârbu. Amin. Dragă sora Ani, dragă frate Alin, sora Mihaela și familie, fratelui Mihai Sârbu, dragi frați și surori la New Life, dragi frați și surori la alte biserici și iubiți prieteni, astăzi e o zi a lacrimilor, o zi a tristeții, o zi a durerii, o zi a lacrimilor, pentru că, așa cum spunea fratele dinaintea mea, un mare om a plecat dintre noi. Fratele Mihai a fost un mare om, un mare om al lui Dumnezeu și a fost un mare om datorită lucrării mari pe care a făcut-o fratele Mihai. Fratele Mihai a fost înzestrat cu un dar minunat din partea lui Dumnezeu și l-a folosit pentru Dumnezeu. Numai eternitatea ne va descoperi câți oameni au fost mântuiți datorită mesajelor fratelui Mihai Sârbu. Apoi fratele Mihai a fost un mare om datorită spiritului de dedicare pentru lucrarea lui Dumnezeu. L-am cunoscut acum mai bine de 30 de ani pe fratele Mihai într-un spital din Timișoara, era bolnav. Am fost profund impresionat atunci, deși era bolnav, dar avea o dedicare extraordinară pentru lucrarea lui Dumnezeu. M-a mișcat devotamentul său, curajul și pasiunea lui pentru a servi pe Domnul Iisus Hristos. De atunci inima mea s-a lipit de fratele Mihai Sârbu. Au trecut mai mult de 30 de ani de atunci. Curajul, devotamentul fratelui Mihai Sârbu nu s-au schimbat niciodată, indiferent de împrejurările prin care a trecut. Nici boala, nici neputințele fizice, nici opresiunile din partea comuniștilor, nici bunăstarea Americii n-a putut să-l abată pe fratele Mihai de la calea dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu. Am avut nenumărate ocazii, special în ultimii câțiva ani, de a-l asculta pe fratele Mihai, de a vorbi cu el, de a mă ruga împreună cu el. Și apreciez și am apreciat mult lucrarea pe care a făcut-o. Mi-amintesc că acum vreo 7-8 ani sau poate 9 ani în urmă, fratele Mihai mi-a spus într-o duminică: trebuie să învăț să lucrez pe PowerPoint, ca să pun și pe screen ceea ce propovăduiesc prin mesaj, ca oamenii să cunoască și să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Și m-a impresionat faptul că numai după câteva săptămâni doar, fratele a început să pună și pe PowerPoint.
Și de atunci, fratele s-a perfecționat în așa fel că puțin dintre cei care am cunoscut au ajuns să lucreze cu acest sistem de calculator, cu acest program de calculator, așa cum a lucrat fratele Mihai. Apoi, fratele Mihai a fost mare, un om mare datorită dragostei pe care o a avut-o nu numai față de Dumnezeu, ci și față de oamenii din prejur. Fiecare dintre dumneavoastră vă amintiți îmbrățișările calde pe care fratele le dădea fraților, surorilor din adunare, copiilor și musafirilor care veneau. Vă amintiți strângerea de obraz în stil din Valea Almăjului pe care fratele ni le dădea fiecăruia dintre noi. Apropo, și eu m-am născut doar la câțiva kilometri față de satul lui fratele Mihai Sârbu. A fost mare datorită felului în care a plecat dintre noi ca să-L întâlnească pe Domnul. Vizitând pe fratele la spital în ultimele săptămâni, în ultimele zile în care a fost acolo, m-am întâlnit cu fratele Aurel Belci, care mi-a povestit că dânsul a condus mașina și l-a dus pe fratele Mihai la spital înainte de a muri. Fratele era vesel, fredonat tot timpul și fratele Belci a fost mirat și l-a întrebat: frate, dar nu ți-e frică de procedura care se va face? Nu ți-e frică de spital, de doctor și așa mai departe? Și fratele Mihai a spus: lăsatul e al el pe ai săi cândva. Nici când nu, nici când nu. Scos afară el pe cineva, nici când nu, nici când nu. Da, scumpii mei, astăzi e o zi a lacrimilor și a întristării. Dar astăzi e și o zi a speranței. Pentru că Domnul Iisus a spus în Ioan 14, versetele 2 și 3, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este speranța noastră. Da, aici ne întristăm, ne doare, vărsăm lacrimi. Dar ce mai contează un an, 5, 10, 50 de ani față de o veșnicie întreagă? Mai durează doar câțiva ani și ne vom întâlni cu fratele Mihai, acolo sus în glorie. Și mai mult decât atât, ne vom întâlni cu scumpul inimii noastre, cu Domnul Iisus Hristos. Sora Ani, frate Alin, sora Mihaela, ceilalți iubiți din familia pământească a fratelui Mihai, doresc ca Domnul să vă mângâie pe toți. El nu greșește niciodată, dar noi ne-am rugat, am postit și am crezut că Dumnezeu îi va da vindecare. Dar suveranul, stăpânul nostru, care este suveran peste moarte și viață, a hotărât să-și cheme servul acasă. Și noi ne supunem voinții tale, stăpâne. Amin.
În continuare, fratele Vali Simion, prezbiter la Biserica New Life, va avea o mărturie, urmat de fratele păstor Ionuț Deliu, din Chicago. O cântare cu toată congregația, doar o colibă, iar apoi ne vom pregăti inimile pentru ascultarea Cuvântului Sfânt, mesajul principal, prin fratele păstor Liviu Țiplea din Los Angeles. Sora Ani, frate Alin, sora Mihaela, întreagă familie îndoliată, iubiți frați și surori din biserică, musafiri de aproape și de departe, onorată asistență, ar fi nedrept să încerc să spun tot ce s-ar putea să spun despre fratele Mihai acum și aici. Aș vrea însă să mă opresc asupra unui singur cuvânt. Cuvântul exemplu. Ca ființe umane finite și prinse de activitățile cotidiene, ne este adeseori mai ușor să percepem realitatea mai clar atunci când privim lucrurile în retrospectivă. L-am cunoscut pe fratele Mihai în 1996, în San Leandro, și mi-am dat seama imediat că este un om deosebit care îl iubește pe Domnul. Deși am locuit doar câteva luni în California, această perioadă a marcat începutul relației noastre. De-a lungul anilor am păstrat legătura și ne-am întâlnit ocazional. Mai târziu s-a mutat în Arizona, dar nu după mult timp a trebuit să plecăm noi. În urmă însă, cu câțiva ani, ne-am întors în statul Arizona și de o bună bucată de timp am slujit împreună la New Life. Mai mult, fratele Mihai a făcut parte din grupul nostru mic. Așadar, am avut ocazia să îl cunosc îndeaproape. Prin modul în care s-a rugat cu și pentru oameni, la timp și ne la timp, și cu o credință contagioasă, prin felul în care a simțit cu cei săraci, cu orfanii și cu văduvele, prin modul în care a încurajat și sprijinit misionarii și lucrarea de misiune din atâtea locuri, prin maniera în care s-a dedicat proclamării și răspândirii Evangheliei prin orice cale, în misiune în România, în biserică, pe internet, pe Facebook, prin meditațiile săptămânale, dar și prin dragostea pe care a arătat-o față de Domnul Iisus și față de biserica Lui, prin felul în care aștepta să se întâlnească cu Domnul Iisus, așa cum ne-a spus de atâtea ori. Și prin multe alte lucruri, fratele Mihai a fost și rămâne un exemplu vrednic de urmat. Încrederea lui în Domnul și în planul lui a fost completă. Nu de mult am corespondat printr-un scurt e-mail legat de probleme de sănătate. Vă citesc o singură frază scrisă de fratele Mihai în acel e-mail, în 27 martie. Spunea așa: cred la fel ca tine că Dumnezeu rămâne în control și tot ce mă interesează este ca voia Lui să se întâmple în viața mea. Îmi permit să repet această frază. Cred la fel ca tine că Dumnezeu rămâne în control și tot ce mă interesează este ca voia Lui să se întâmple în viața mea. Fratele Mihai a fost un model vrednic de urmat. Veniți să-i cinstim memoria urmându-i exemplul. Și să nu uităm că într-o zi moartea va fi înghițită de biruință când Domnul Iisus va nimici acest ultim dușman al său. În 1 Corinteni 15 cu
54, marele capitol al învierii, citim: când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Să trăim cu această nădejde în suflet. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sora Ani, Alin, Mihaela, întreagă familie și întreagă biserică, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească și să trăim în așa fel încât fratelui Mihai să nu-i fie rușine de noi în prezența Domnului. Amin. Frați și surori, Mamani, Alin, Mima și restul familiei voastre, sunt aici să arăt respectul meu față de cine a fost Mihai pentru mine și față de voi care ați rămas. Și dacă folosesc adresarea directă cu Mihai, nu o fac din lipsă de respect. În virtutea faptului că a însemnat enorm pentru mine. În viața mea și-au pus amprenta câțiva oameni până în prezent. Nu mai sunt printre tineri, mă apropie înspre bătrâni, dar îi număr pe o mână pe cei care și-au pus amprenta în viața mea. Primul dintre ei a fost Mihai. S-au spus lucruri extraordinare în această seară aici. De lucru îmi pare rău. Niciodată cât a trăit, Mihai nu a aflat ce a însemnat pentru mine. Pentru că niciodată nu m-am gândit să le cumulez pe toate și să le adun împreună, cum am făcut în zilele astea. A rămas eu uimit de binecuvântările de care Dumnezeu mi-a făcut parte prin El până în prezent. Trec peste ceea ce înseamnă vorbirea elevată. N-am învățat-o de la Mihai. Mihai n-a fost omul care să se piardă în vorbe complexe. Spunea și Nelu odinioară, Mihai ne-a învățat să predicăm simplu, la subiect și aplicativ. 29 de ani în urmă, luna aprilie, am pășit în apa botezului alături de cel care mi era păstor, Mihai Sârbu. 16 ani aveam eu, 32 el. Nu vine să cred cum au răzburat anii. A fost primul păstor cu care am împărtășit gândul că vreau să mă duc la seminar, că am simțit că Dumnezeu mă cheamă înspre direcția asta. Și fără ezitare mi-a spus, în duminica cu tare, după masa, pregătești 10 minute un mesaj și vină în von cu mine. În biserica din Hațeg, bisericuța de la capătul orașului, Dumnezeu a făcut ca părinții mei să cumpere, când eu aveam 3 ani, o casă, aproape vis-a-vis de biserica veche în Hațeg, un pic diagonal. Și în biserica din Hațeg, în baptistier, că le era în vonul, m-am ridicat la 17 ani și ceva aveam și țin minte că am avut foaia în față și n-am zis, cred că un minut, din ce mi-am propus. Fratele Mihai stătea, mi-aduc, parcă îl văd proptit așa în coț, să uita la mine. Mi-a început să mi se bată genunchii ca la Elvis Presley. Și m-am oprit și m-am uitat la fratele Mihai, m-am uitat la sală și am zis, ce să vă mai zic? Și Mihai de acolo zicea, spune-le mă să se pocăiască. Și am zis, să vă pocheți, și m-am pus jos. A fost prima mea predică. Câte clipe grele i-am creat, Alin, păscările balconului noi și alții alături de noi. No.
Când am venit în America, am vorbit cu Mihai la telefon și mi-a spus, ce cauți, mă, în America? Înainte să vin în America, m-a încurajat să, după demisia mea care mi-am dat-o de la Biserica Biruința din Aradul Nou, să mă îndrept înspre evanghelist, spre evangelizare mult mai mult. Mă gândeam zilele astea că și dacă numai pentru clipele astea trebuie să fiu în America acum, să fiu lângă voi și să fiu lângă el. Cea mai înaltă formă de exprimare a noastră știm că este forma versificată. Îmi cer scuze dacă depășesc un minut sau două în această seară, timpul alocat. Mihai spunea, la noi nu-i cu ceasul, cu harul. Dați-mi voie să las câteva versuri pe care Dumnezeu m-a inspirat să le scriu, special pentru această ocazie, în amintirea celui care a fost pentru noi, acest extraordinar om, Mihai Sârbu. O să trec dintr-o poezie în alta. Sunt mai multe, nu o să le citesc pe toate, dar o să le mânez Sorei Anișoara după. Însă înainte de a citi aceste versuri, aduceți-vă aminte de ce spunea odinioară Domnul Iisus în Ioan 11, 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Păstorit ai hațeganii, buni și răi, toți la olaltă, dar mai buni ca americanii la care veniseși peste baltă. Ca evanghelist ai fost însoțit de mare har, predicai cu atâta rost, nu umpleai timpul în zadar. Te topiai făcând chemare după predica ținută, că era la mormântare ori o predică de nuntă. Erai plin de energie, ca un sfânt coagulant, în orice grup de părtășie totdeauna un liant. Te închinai cu libertate, strigai un aleluia tare, mâna ta mai sus de toate se înălța în închinare. Ți-a iubit stăpânul, Domnul mai presus de tot și toate, iar acum și-a trimis solul să te ia la el prin moarte. Azi, noi cu suflete întristate și cu inima în durere, dar cu nădejde în aripate, te salutăm. La revedere! Întruchipat ai pocăința la un nivel adânc de fapte, nu doar vorbe rar rostite și acelea spuse în șoapte. Blând și vesel, totdeauna puneai zâmbet pe orice față, sufereai când pocăiții nu erau exemple în viață. Te rugai cu oricine pentru lucruri chiar banale, vizitai bătrâni acasă și bolnavii prin spitale, mulțumeai pentru detalii, pentru apă, aer, soare, pentru roa dimineții, șanserărilor, răcoare, pentru somnul cu odihnă, pentru noua zi din viață, pentru fosta înserare și actuala dimineață. Mulțumeai pentru Scriptură, pentru Sfânta, pocăință, pentru rugăciunea care o făceai doar prin credință. Mulțumeai pentru copii, pentru scumpa soțioară ce a iubit-o toată viața zi de zi, ca întâia oară. Te rugai să vină Domnul, să-L vezi pe nori venind, te rugai să nu dormi somnul nepăsării așteptând. Dar acum tu ești cu Domnul, ne vei aștepta pe nori, când te vei trezi din somnul morții, ca să nu mai dormi. Majoritatea dintre cei care l-am cunoscut, noi știm cât de mult și-ar fi dorit ca în timpul vieții lui să fi venit Domnul Iisus pe norii slavei. Cât ai vrut să fii în viață când pe nori El va veni și în aceea dimineață să te poți pe nori sui. Dar acum, ca întotdeauna, tu ne-ai luat-o înainte. Căci pe nori ajungeți primii voi ce sunteți în morminte. Apoi noi, schimbați în slavă ce rămaseră în trup, vom fi ridicați în grabă lângă voi sus în văzduh. Și împreună o veșnicie vom slăvi pe Dumnezeu în eternă bucurie cu toți sfinții. Tu și eu. Și ultima poezie, câteva versuri, intitulată Pocăitul. Toată pasiunea, Doamne, cât ai vrut lumii s-o dai, parcă ai înmănunchiat-o
toată numai în Mihai. Pasiunea predicării, proclamând cuvântul sfânt în amvoanele adunării cu putere și avânt. Pasiunea rugăciunii, se ruga oricând, oriunde, își pleca smerit genunchii și în vale și pe munte. Pasiunea pocăinței, cea mai înaltă pasiune, soră geamănă credinței, pentru el ajuns un nume, o poreclă cât un nume. Pocăitul, îi spuneam toți, așa l-a știut întreaga lume și așa l-om ține minte toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Cântarea următoare a fost o cântare reală pentru fratele nostru Mihai Sârbu. El aici jos, și pentru lucrurile care a fost aici jos, n-a contat foarte mult decât viața omului. Poate că ai business, poate că ai afaceri, poate că ai mașini, ai căși. În această seară întrebarea va fi: ce ai acolo sus? Lucrurile de aici nu contează, cum știți, cum vi-a spus și el. Tone de binecuvântări, e bine că ai toate aceste lucruri, că înseamnă că poți să le dai și altora. Dar pentru el și pentru noi toți este ce acolo, avem acolo când ne vom întâlni cu el. Doar o colibă aici jos îmi ajunge. Argint și aur n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai în aur, eu voi umbla. Amin. Yeah.
Puteți să vă așezați, vă rog. Iubită familie îndurerată, iubită biserică, New Life, frați și surori, prieteni care participați la acest serviciu de priveghi, am venit în seara aceasta de la Los Angeles să vă spunem că nu sunteți singuri în purtarea poverii care o aveți și să vă aduc din partea fraților de la Betania și a celor din Los Angeles acel salut care răsună peste veacuri și răsună și între noi astăzi, Hristos a înviat. S-au spus multe lucruri frumoase despre fratele Mihai, s-au scris multe lucruri frumoase. Personal l-am cunoscut în perioada când a poposit la Los Angeles împreună cu familia lui, a fost membru în Biserica Betania și a fost un colaborator de nădejde al meu, a lăsat în urma lui o mărturie frumoasă și lucrul acesta este evidențiat prin faptul că în seara aceasta sunt foarte mulți frați și surori din Los Angeles prezenți la acest serviciu de priveghi. Nu toți simțim ce simte sora Ani, Alin, Mihaela, familia. Avem o vorbă care spunem, este o durere care o simți că doare. Este o durere care îți sfâșie inima. Și în momente ca acestea, convingerile și teologia noastră se întâlnește cu realitatea. Nu cred că există un alt moment mai important sau mai intens al încercării decât momentul acesta. Momentul când ne confruntăm cu moartea în familie, momentul despărțirii și dacă relațiile sunt sănătoase și sunt așa cum ar trebui să fie, cu siguranță că acestea sunt momente în care avem nevoie de harul lui Dumnezeu mai mult decât oricând. Și în seara aceasta, pentru familia îndoliată, pentru biserică, ați pierdut într-adevăr pe un om deosebit, soț, tată, bunic, un slujitor dedicat al lui Dumnezeu. În această seară vreau să vă aduc aminte de cuvintele lui Asaf, în Psalmul 73, cu versetul 23. Însă eu sunt întotdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Domnul este cu voi acum mai mult decât oricând. La 12 ani, când am stat în fața sicriului unde era tatăl meu pus, am avut aceeași zvâgnire și frământare lăuntrică și atunci n-am cunoscut Biblia atât de bine cum o cunosc astăzi. Cât de bine mi-ar fi prins versete ca versetul acesta. După mai mulți ani am stat lângă sicriul mamei mele, de atunci eram deja un tânăr și parcă resimt momentele acelea dificile. Recent am citit mărturia unei autoare, Barbara Johnson. Femeia aceasta a avut un fiu care a fost ucis în războiul din Vietnam. 5 ani mai târziu, al doilea fiu a murit într-un accident lovit de un șofer beat. Și 2 ani mai târziu, un alt fiu i-a spus că este homosexual. A fost ziua când fiul ei a graduat de la college. Și femeia aceasta care și-a pus încrederea în Dumnezeu a avut durere după durere.
Și în momentele acelea de durere a spus următorul lucru: toate promisiunile lui Dumnezeu sunt reale și sunt acolo pentru noi, ele sunt adevărate, dar acum tu sângerezi, rana e deschisă și te doare. În momente ca acestea trebuie să te prinzi cu toată ființa de acele promisiuni, chiar dacă ele nu par să facă o diferență pentru tine în momentul acesta. În seara aceasta vreau să citesc doar un singur verset, tot din Psalmul 73, Adelin Stan l-a citit deja, și ascultați ce spune Asaf. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Și carnea și inima fratelui Mihai s-a prăpădit. Dar ce a câștigat fratele Mihai este cu mult mai de preț. L-a câștigat pe Dumnezeu și partea lui de moștenire a luat-o în momentele când a trecut în veșnicie. În seara aceasta sunt sigur că în audiență sunt cel puțin două categorii de oameni care privesc la trupul neînsuflețit al fratelui Mihai. Și unii zic, viața se oprește aici. Nu mai este nimic dincolo, ar fi cu adevărat ceva ieșit din comun și mintea noastră nu poate să priceapă că ar fi o viață dincolo. Și există o a doua categorie de oameni, cei care și-au pus nădejdea în cuvintele Scripturii, care spun, da, este o viață dincolo de mormânt. Vreau să vă invit împreună cu Asaf și să vedem că atunci când privim la viață, locul din care privești determină ceea ce vezi. Locul unde ești determină ceea ce vezi. Și Asaf, ca unul care a avut aceleași experiențe ca și noi, și suișuri, și coborâșuri, și vremuri bune, când a spus, da, Domnul este bun cu cei care sunt neprihăniți, dar a avut și momentele acelea grele când a spus, era să-mi alunece piciorul când am văzut că există nedreptate în lume. Și în prima parte a Psalmului 73, el ne prezintă perspectiva omului care stă pe acea platformă de unde viața se încheie la mormânt. Și apoi, în partea a doua, după ce primește acea transformare în gândire, se uită la viață care trece dincolo de mormânt. Viața care se termină aici la mormânt este o viață trăită degeaba, spune el. Dacă într-adevăr totul se încheie aici, atunci degeaba facem absolut totul. Până și umblarea noastră cu Dumnezeu este degeaba dacă nu credem în învierea morților, în învierea Domnului Iisus și în viața veșnică. Și Apostolul Pavel în atâtea locuri ne aduce aminte și ne atrage atenția, Iisus Hristos a înviat, este viu, spunea odinioară corintenilor care nu credeau în învierea trupească. Asaf se uită la cei din jurul lui și vede că celor lui le merge bine și se uită la viața lui, este un om care suferă și trage concluzia oarecum că Dumnezeu este nedrept pentru că îi dă experiențe de felul acesta. Și spune Asaf, în toată perioada când am gândit și am răspuns într-un anumit fel experiențelor pe unde am trecut, spunea el, am fost prost. N-am avut o judecată sănătoasă. Până în momentul când am intrat în casa lui Dumnezeu, până în momentul în care am intrat în templul lui Dumnezeu și totul s-a schimbat radical în locul acela. Acum, de ce se schimbă totul radical în templul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este prezent acolo. Și când Dumnezeu este prezent în locul unde credincioșii se adună,
se întâmplă de multe ori lucruri care sfidează rațiunea noastră. Vii într-un anumit fel la momentul de închinare unde Domnul este prezent și te duci cu totul altfel acasă. Vii poate cu îndoielile tale și te duci cântând plin de credință. Vii cu poverile tale care te apasă și te duci eliberat. Pentru că ori de câte ori copiii lui Dumnezeu se adună să se închine și Domnul este prezent în mijlocul lor, se întâmplă lucruri neobișnuite. Putem spune amin la lucrul acesta? Orice moment de închinare este o experiență supranaturală, pentru că în mijlocul poporului lui Dumnezeu este Marele nostru Dumnezeu, Domnul Iisus, care este viu în vecii vecilor. Amin? Și uitați ce spune Asaf. Dacă aș fi intrat în rândul celor care gândesc că viața se încheie la mormânt, n-aș fi fost credincios copiilor poporului meu. Cu alte cuvinte, mă uit la generații de credincioși care au fost înainte de mine și văd pe mulți dintre ei că au trecut prin experiențe mult mai grele decât experiențele prin care trec eu. Și capitolul 11 din Evrei este o listă întreagă a acestor eroi ai credinței din Vechiul Testament. Și care este cuvântul cheie acolo? Prin credință. Prin credință. Și oamenii aceia care au apucat viața și au privit viața prin credință, au fost în stare să treacă de absolut orice obstacol. Și tot acolo, în casa lui Dumnezeu, Asaf învață un lucru pe care probabil l-a știut, dar Dumnezeu îi l-a reafirmat în viața lui. Că atunci când se încheie viața aici pe pământ, există doar două destine. Și niciun om care înțelege viața din perspectiva veșniciei n-ar trebui să fie invidios pe oamenii răi cărora le merge bine, pentru că în final oamenii aceștia, dacă trăiesc fără absolut niciun ecaz și nicio problemă până ajung la mormânt, sunt oameni care realmente sunt abandonați de Dumnezeu și care sfârșesc în iadul care e despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna. E mult mai bine în viața aceasta să treci prin necazuri și prin dureri, necazuri care să te țină aproape de Dumnezeu și necazuri care să te ajute să te agheți de promisiunile lui Dumnezeu cu toată inima, ca la momentul când Domnul te va chema, așa cum l-a chemat pe fratele Mihai, să fii gata și să poți pleca liniștit în veșnicie. Sunt sigur că plecarea fratelui Mihai ne-a luat prin surprindere pe toți și în mod special a fost o surpriză pentru familie. Dar lucrurile acestea Dumnezeu le are în controlul Lui. Și dacă fratele Mihai ar fi fost în seara aceasta între noi, ar fi spus, nu pleca din locul acesta, fără să fii sigur că te-ai împăcat cu Dumnezeu. Pentru că odată ce ai ieșit din locul acesta, diavolul poate fura sămânța pe care Domnul o seamănă în inima ta. Când este vorba de mântuire, Dumnezeu nu are niciodată termeni ca mâine sau poimâine, ci întotdeauna astăzi. Și rugăciunea mea și a noastră a tuturora este ca în seara aceasta și în ziua de mâine, la serviciile acestea de privec și de mormântare, Domnul să mântuie oameni în mijlocul nostru. Amin? Sora Ani și dragă familie, nu de mult am sărbătorit învierea Domnului Iisus. Și am avut de multe ori oameni care mi-au spus ce relevanță are pentru mine învierea Domnului Iisus.
cu ce mă ajută la servici, cu ce mă ajută în frământările mele? Și răspunsul meu întotdeauna este următorul. Aceasta este realitatea ultimă. Când ești în fața morții, în fața veșniciei. Și în momente ca acestea, dacă învierea Domnului Iisus nu face sens pentru tine, nu va face niciodată. Cei care n-au nădejdea învierii în momentul când pleacă din viața aceasta în viața de dincolo, sunt oameni pierduți pentru toată veșnicia. Legați-vă cu toată puterea de promisiunile lui Dumnezeu. Nu va trece mult și Domnul fie că va veni pe nori să ne ia, fie că vom pleca noi în slavă la El. Nu există niciun motiv să ne temem de moarte. Moartea n-ar trebui să aducă panică în viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. Citeam despre o fetiță care, în drum spre magazinul alimentar, trecea printr-un cimitir. Și noi știm că orice copil nu e prea curajos să treacă prin cimitir. Și la un moment dat, un adult o întreabă, dar draga mea, nu te temi să treci prin cimitir, că toți copiii se tem de cimitir. Și fetița a răspuns, nu mă tem. Casa mea e dincolo de cimitir, imediat după cimitir. Expresia aceasta, casa mea este imediat după cimitir, ar trebui să ne dea și nouă încurajare. Casa fratelui Mihai a fost pregătită de Domnul Iisus. Și el este în slavă, se bucură de ostenelile lui și noi ne bucurăm pentru faptul că a rămas credincios până la capăt. Pentru mine, așa cum au spus și frații ceilalți, fratele Mihai a fost un motiv de inspirație și era imposibil să stai nepăsător în prezența lui. Îi simțim lipsa la timpul de rugăciune la noi în biserică. Pentru că unde era fratele Mihai la rugăciune, toată lumea trebuia să fie antrenat. Nu? Și era plin de viață. Un om care trăia, care își exprima pasiunea pentru Dumnezeu și dragostea pentru frați. Pentru noi toți, dragii mei, mărturia lui ne obligă. Și fratele Mihai se adaugă norului de martori care se uită la noi și ne încurajează să ne sfârșim alergarea cu bine. În această seară, mă rog ca Domnul să dea un har deosebit familiei Sârbu. Un har deosebit bisericii. Și momentele acestea de durere să fie momente de cercetare pentru unii și de încurajare pentru alții. Să nu uităm că promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Că învierea lui este o realitate pe care o trăim și acum și o vom trăi și în veșnicie. Fie ca bunul Dumnezeu să ne întărească în această credință și să nu obosim până în momentul când Domnul ne va chema în slavă și vom auzi glasul minunat al Mântuitorului nostru, bine rob bun și credincios, vino în odihna pe care o meriți. Amin. Amin. Pentru toți cei prezenți, anunțurile sunt următoarele. Cu toată dragostea vă așteptăm și mâine, în ziua Sfântă a Învierii Mântuitorului nostru, în ziua Sfântă de Duminică, de la ora 11 în acest sanctuar a Bisericii New Life Romanian Church pentru Visitation, iar serviciu ocazional de înmormântare acelea care a fost fratele păstor Mihai Sârbu, va începe la ora 12 și va continua până la ora 2:30 după masă. Apoi, cu toții, ca o coroană vie, ne vom îndrepta spre cimitir, care Rest Haven Cemetery, pentru cei din loc și nu numai, la intersecția lui Grand Avenue cu Northern Avenue. Iar apoi, după împlinirea cuvântului Scripturii, care va trebui să fie pentru timpul acela, familia invită pe toți oaspeții, toate neamurile, frații păstori,
să ne întoarcem din nou la New Life și în Fellowship Hall se va da o masă de dragoste în numele Domnului. De asemenea, în seara aceasta, cei care doriți să vă arătați respectul față de familia fratelui păstor Mihai Sârbu, puteți să o faceți, dar v-am ruga să vă arătați respectul în ritmul pașilor. Iar cei care doriți să constituim un cor mixt în a cânta mâine o cântare mult iubită de fratele Mihai, sunteți așteptați în Fellowship Hall la terminarea acestui serviciu de privechi. Acum, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și prin cântarea grupului de laudă și închinare, când trâmbița Domnului și a întregii adunări, vom concluziona acest serviciu ocazional de privechi, urmând ca prin rugăciunea fratelui păstor Ovidiu Rauca din San Francisco să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat și în această seară. Ca ființele la rugăciune, aș vrea să citesc un verset ce menționează cuvintele Domnului Iisus Hristos rostite într-o împrejurare. Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Tată din ceruri, stăm înaintea ta în seara aceasta ca unii care mărturisim că nimic din tot ceea ce am făcut și facem nu vine decât prin bunăvoința ta și prin harul tău. Ce avem, din ce mărturisim, să nu fi primit de la tine. Și îți mulțumim pentru seara aceasta, o seară în care am privit viața unui om, în a cărei viață mărturisim
că te-ai oglindit tu, în a cărei viață mărturisim că harul tău a fost de ajuns și că darul tău nemăsurat l-am putut întâlni. Îți mulțumim în seara aceasta că ne aduci încă o dată aminte cât de trecători suntem, dar mai ales că ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să împlinim ceea ce suntem datori să facem. Suntem doar robi ai tăi și îți mulțumim pentru că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai înfiat și ne-ai dat darul prieteniei cu tine și unii cu ceilalți. Rugăm în seara aceasta în mod deosebit pentru familia Sârbu, pentru Sorani. Să nu îi lași, Doamne, nicio clipă să deznădăjduiască, ci mai degrabă să continui alergarea pe pământul acesta, în aceeași strălucire pe care ai avut-o în fratele Mihai. Rog pentru fiecare dintre noi, cei care adunați în locul acesta, dintr-un motiv sau altul, să plecăm din locul acesta însuflețiți de tine, dispuși să primim ceea ce ai de încredințat fiecăruia dintre noi. Și la sfârșitul alergării noastre, fiecare dintre noi să putem mărturisi că n-am făcut nimic mai mult decât ce eram dator să facem. Îți mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai mântuit. Îți mulțumim că prin El ne-ai dat înfierea și viața. Mulțumim pentru moștenire care nu se strică. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai pregătit pentru fiecare dintre noi mai dinainte, pentru acele fapte bune în care vrei să pășim. Dă-ne, Doamne, harul de a privi la Tine și apoi în felul acesta să pășim biruitori cu Domnul Hristos prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Așa cum ați auzit mai devreme, sunt clipe pe care le vom petrece mai departe în a încuraja și a spune o salutare familiei.